mine cel mai tare, ce m-a surprins, a fost ieri când am dat o mărturie la Târgoviște. Deci m-a rugat înainte, m-a luat trăghișpele pregătite, pastorul Grădeghici. Și m-a rugat, cred că, de când mi-a zis, până am pus microfonul în mână. Aveam niște emoții de între unul în genunchi. Mai mare emoție am aici decât am avut acolo. Acolo am avut genunchi. Aici nu știu ce, acolo erau o grămadă de oameni. Apoi am ascultat la Reli niște predici extraordinare. Una era despre de ce trebuie să venim la biserică. Trebuie să venim la biserică ca să ne conectăm cu Dumnezeu și să ne conectăm cu frații. Fără ei nu faci nimic. Și fără Dumnezeu la fel. Amin. Altă predică al lui domnul pastor Drăghici a fost legăturile. N-am știut niciodată până atunci că dacă eu fac ceva, afectează o grămadă de lume. Și m-am gândit, dacă rămâne fără pastor, ce se întâmplă? Haleluia! În rest, domnul pastor ne-a plimbat peste tot. Cu ce să mă optic? Am fost la Paradisul Acvatic. Ne-am dat de toate alea, ne-am filmat ca să-l obligăm cel mai tare pe Mihai, cu care am putut să fie. Am avut un timp extraordinar. Mă bucur că a venit și Cezar cu noi. Pentru el oricum am văzut că era mustrat la rally. Era mustrat că nu a venit și mai ales din predici, că spunea la predica de ce nu venim la... De ce trebuie să vin la biserică? Chiar îi făceam seama la pastorul că stătea așa cu capul jos și se gândea la ale lui, știi? Și zicea, mustră de măsuri. În rest, oricum, a fost cea mai tare experiență. Adică a fost... Adică nu pot să zic că a fost cea mai tare, că toate sunt tare. Dar chiar mă gândeam când zicea Mihai că ca să devii pastor, că asta era gândul meu, trebuie să încep cu o... mărturie, cu o predică pe stradă, mamă, și mă gândeam, mamă, zic asta, cred că ajung pastor în 10 ani, cred că până prin curajul ăsta. Și acum nu mai am nicio chestie, adică, chiar dacă am zis acolo 40 de secunde, două vorbe, pentru mine am contat cel mai mult din viața mea, n-am crezut că eu pot așa. Și n-am avut emoții, asta a fost cel mai tare. Și Cezar s-a rugat pentru mine, curgă, că mine ne ducea săracule. Rest, tot așa. Am zis că promit, nu promit, că nu mă ține promise. Am zis așa, a făcut un legământ cu mine de când am ascultat predica cu trebuie să ai o relație personală cu pastorul tău. Am zis că nu o să-mi supăr pe Cipri, încerc pe cât posibil să nu-l supăr. Adică e cel mai tare pastor care l-am făcut. Nu există, nu poți să descriu, că n-are rost, că o fi prea tare pe aceea. Dar e cel mai degaș, așa, e marfă. Ce-am văzut. În rest, am avut un timp foarte, foarte, foarte bun. Mai ales că am venit de la Brașov cu pastorul Drăghici. I-am povestit 1% din viața mea. I-am povestit doar un pic și când o să vin aici să povestim cu toții, adică, ca să înțelege și am timp ce am trecut eu și am zis că o zi, hai, nu o zic la nimeni, zic că te spar dacă zic. Și oricum am învățat foarte multe de la el. Am învățat că într-o bună zi pastorul nostru să devină un pastor full-time. Ca să poată să ne ducă mai aproape. Asta am